Ce țin de protestatari, de ce am făcut, de fapt, un comunicat sau am spus că eu sunt gata să mă întâlnesc cu domniile lor, sunt gata să discut și să am un dialog foarte deschis, public și așa mai departe. Eu nu sunt gata eu să fiu invitat la o întâlnire pentru a mi se transmite documentele, ca eu, următorul pas, să le transmit altcuiva. Deci, dacă ei au de a discuta cu guvernul, eu sunt aici, sunt gata să discut. Nu sunt gata să dau servicii de transmitere de documente. Mai mult decât atât, eu sunt gata să iau pe reprezentanți dintre organizatori la poziție de consilier, dacă ei vor să fie alături cu noi în guvern și de ce nu, putem să muncim împreună, pentru că am zis și atunci. Sunt lucruri care noi le vedem și în lista noastră de priorități și vrem să le implementăm. Dacă ei am zis că sunt gata și pe un teritoriu neutru, nu este neapărat să fie aici la guvern. Dar trebuie să fie discuții și dialog, deci nu poate fi Kirill vine, eu să-ți transmit documentele ca tu să le dai.